Haideți, maestre, să vorbim despre topul celor mai nepăsătoare zodii. Cine conduce? Da, zicem nepăsătoare, dar automat trebuie să mai lipim un cuvânt lângă el. Reci. Pot fi și reci. Afară de nepăsarea respectivă, persoanele astea au și o anumită răceală pe care o folosește de multe ori pentru a descrie o altă persoană. Ea nu este rece, dar e rece în comportament vis-a-vis de tot ce se poate întâmpla în jurul ei și nu e atentă la emoțiile care de multe ori sunt transmise, la sentimentele celor din jur. Ei, astea sunt cele mai, nu știu cum să zic eu, niște zodii mai distante. Cu greu poți să le intri în grații, poți să le accepti, mulți chiar nu le acceptă deloc și dacă nu le acceptă, le ia așa, cum sunt. Vezi, rece și nepăsător se conjugă bine și eu. Prima zodie ar fi racul. Zice că racul e, cu toate că și racii au sensibilitățile. Dar de ce sunt reci racii? Pe bună dreptate, cum e o persoană născută în zodia racului, cum poate fi considerată rece când ea este foarte iubitoare și foarte emoțională. Dar ce se întâmplă? Emoțiile racului sunt cele pe care de multe cele care îl fac pe el să fie rece. Că e în funcție de persoana din față sau mai multe persoane, în funcție de emoțiile care le transmit racului. Și dacă prinde ceva care simte că e cu adesă, cu tentă, răutăcioasă, un rac nu-ți va rămâne dator pentru nimic în lume. Te-a lăsat, ai spus, ai debitat poate și enormități, răutăți, dar te așteaptă și te-a forfecat. Te-a prins și îți dă replica, dar o replică atât de tăioasă, că de multe ori îți minte câțiva ani de zile. Depinde de modul cum este, eu știu, abordat un rac și dialogul care se poartă. Dacă a fost rănit în schimb sau trădat de cineva la care ține foarte mult, greu să mai intri în grațiile unui rac sau greu să te mai accepte. Poate să fii cea mai bună prietenă, poți fi cel mai bun văr sau verișoară. Nu contează pentru el. Pentru el contează cuvintele acelea dure pe care tu le-ai transmis, iar el, mă rog, n-are ce să facă decât să te tamponeze la rândul lui. Se va comporta cu persoana care l-a rănit de parcă nici nu ar exista efectiv. Racul ține, așa în ghilimele se spune, tabela de marcaj a faptelor, scorul. E 1-0 pentru tine, fii sigur că el te va bate cu 3-1 sau cu 4-1. Depinde dacă persiști în a greși. Da? Și va plăti pentru greșeala pentru care a comis-o față de el cu vârf și îndesat. Deci, dacă vreți să vă simțiți bine, încercați să nu necăjiți un rac, să nu-l tratați cu niște cuvinte mai dure, pentru că automat, cum spune Lidia, vine bumerangul. Și când a venit bumerangul, a trecut de rac și s-a lovit direct în capricorn. Să vedeți aici, de la o zodie de apă, care oricum e mai maleabilă, venim la o zodie de pământ care este dură și pământul e tare și de multe ori zice că pământul e rece. E, cam așa e și capricornul. Ăștia nu preferă să lase emoțiile la iveală și continuă să conducă acțiunile în așa fel încât în final, eu știu, într-o dispută, într-un dialog care a luat viteză, s-a aprins, capricornii tind să fie reci. Te lasă, vorbești, discuți. Imaginea pe care el o afișează trebuie să fie una impenetrabilă. Și de obicei, prin acea, eu știu, să zic, poză de sfinx, pentru el reprezintă cheia succesului. Te-a tratat de la distanță cu anumită măsură.
Zice că domnul Capricorn crede că dacă pare sentimental și învăluit de emoții, este perceput drept slab și pierde respectul celor din jur. E total greșit. El are o părere total greșită despre cei din jur și acceptă de multe ori să ia această fațadă ca nu cumva să-și devoaleze sentimentele, slăbiciunea, că sunt atât de sensibili. Și am mai spus că mai sunt și alte zodii. Sub o mască din asta de duritate este un ocean de sentimente. Sunt o mulțime de lucruri bune, dar ei nu vor să le lase. E dispus să folosească o altă persoană, în schimb, în avantajul propriu, punând-o de multe ori pe ea să transmită acel, nu știu, acea negativitate, ca nu cumva să-și atragă, eu știu, mustrarea celui din față. E și un manipulator, Capricorn, undeva. E rece pentru că alege să acționeze practic, logic și cât mai controlat. Și avem altă zodie care se manifestă undeva destul de rece și este Vărsătorul, o altă zodie de aer. E dorința lui de a ține emoțiile sub control și reușește să o facă atât de bine, înțelegi, pentru că are o putere mentală extraordinară, dar uite că în momentul când afișează acest zid de netrecut, rece, el pur și simplu și răsește puterea mentală. Nu e persoana care, la care dacă vii și ai nevoie de un număr pe care să plângi, gata, sare imediat să te ajute să te consolezi. Întâi te verifică, vede despre ce e vorba, dacă nu cumva îl minți, și abia după aceea încearcă să te ajute, dar fără să se implice emoțional. Deci, Vărsătorul este o fire extraordinar de emoțională și nu dă dovadă de empatie în situația când trebuie să fie mai plăcut și undeva mai cald cu cineva care a ridicat tonul sau a venit să-i reproșeze ceva. Mai avem o zodie de pământ care are un stil din ăsta de manipulare fantastic și asta este Fecioara. Crede cu adevărat că este cea mai inteligentă persoană din camera unui anturaj, la unde sunt o mulțime de invitați, și toți ceilalți care sunt acolo sunt măcar cel mult, mai, nu măcar, cel mult pe jumătate egaliei. Deci are o infatuare, afară de răceala cu care te ține la distanță, ea e și rece și nepăsătoare pentru că se concentrează mai mult pe ceea ce fabrică mintea ei în momentul ăla, ce se petrece acolo. Impresiile, ea stă, le procesează și fiind concentrată pe ceea ce vrea să transmită, să gândească, automat, ca să nu fie deranjată, pune un zid din ăsta, o barieră. Fecioara tinde întotdeauna să ajungă la perfecțiune, dar nu va avea răbdare pentru greșeli sau defecte ale altor persoane care își doresc, la fel ca și ea, să ajungă acolo cât de cât la un grad de perfecțiune. Și am ajuns și la altă zodie de aer. Vedeți că alternează o zodie de aer, o zodie de pământ. Cam așa se manifestă mica răutate sau răceală. Cei din gemeni sunt prin natura lor persoane imprevizibile. Așa cum am zis de multe ori, e o zodie dublă și Fecioara e o zodie dublă și duală, dar motivul nepăsării, fie că a rănit o persoană la care el ține, a fost rănită de cineva care acum are ocazia să stea de vorbă, ori a încercat să motiveze, să vină cu argumente, să-i spună: geamurile, eu am greșit pe motivul ăsta, că de fapt n-am vrut asta. Și la geamăn zice: cine se scuză, se acuză. Scurt și cuprinzător. E rece, îl distanțează de lângă el și pentru mulți, ca sfat, ar fi bine să așteptați ca persoana în cauză
să proceseze situația, adică nativul din Gemeni, să se calmeze, abia apoi să abordeze pentru o conversație lucidă și poți să, cât de cât să zic, să speri să ai ceva sorți de izbândă. Pentru că asta este... Cine poate să fie mai vehement și mai răutăcios, mai rece, când l-ai supărat, decât aceste zodii pe care vi le-am prezentat? Că e rac, că e fecioară, că e capricorn, că e geamăn. Au nota lor și nu poți să-i scoți de-a lor. Dar au și ei la rândul lor și toți ăștia motivează. Dacă îi spui, știi, acum câteva zile te-ai purtat rece cu mine. Și ce, n-ai meritat-o? Și n-ai avut de lucru, cum s-ar zice, l-ai provocat a doua oară. Așa că lăsați-i în pace zâmbiți-le și dați din cap, aprobați. Știți de ce? Pentru că o să enervați atât de mult că vor buni în râs. Și o să vă spun ce în altă emisiune, modul lor de manifestare când știi să-i atingi, pentru că ei știu să fie și veseli, știu să fie și sociabili, dar depinde în general, la toate cele cinci zodii, de conjunctura momentul respectiv și de anturaj. Că dacă ai un anturaj de ăsta nefast, numai posați și numai acrituri, murături, cogonele și altă varză murată, tu ce vrei să faci? Că dacă o mănânci caldă, nu e bun. Ți s-a plecat, chiar dacă e acră. Mm-hmm. Ei, suntem și noi răutăcioși și ei vor fi răutăcioși în comentariile după ce vizionează emisiunea, așa că să ne ierte răutățile nevoite. Nevoite. Astea sunt materiale pe care le prezentăm să venim în întâmpinarea. Și să venim că și uneori indiferența sau nepăsarea are și a contribuția ei. Păi e obligatorie. E obligatorie. Sigur că da. Și Lidia. Altfel ne arătăm prea disponibili, știi, și disponibilitatea multă stric. Știi că, ți-am zis eu, oamenii de la mult bine se stric camerele. Așa, așa.